la vârsta la care copiilor le stă mintea doar la jocuri. Peste 60 de prichindei au dat deja primul examen din viața lor. Cel mai mic participant la Olimpiada Preșcolarilor abia a împlinit 3 ani, iar cel mai mare a făcut 6 ani. Concursul organizat de Fundația Dan Voiculescu este menit să dezvolte creativitatea celor mici, dar și să-i descopere pe copiii supradotați. Deci unim peticelul cu batistuța, da. Cu ce se potrivește la fiecare din aceste 4 modele, iar în partea de jos, ce trebuie să facem este ca fiecare copil să ajungă la costumul lui. Deci, ca un labirint. Copiii au lăsat emoțiile acasă și s-au pregătit temeinic pentru primul concurs din viața lor. Au fost atenți la toate explicațiile, iar apoi s-au apucat de treabă. Deși are doar 5 ani, Bianca a reușit să termine subiectele în numai 2 minute. Am trebuit să fac niște fișe și puzzle-ul ăsta. Și cum ți se pare? Ți se par grele? Nu, mi se par ușoare. Am avut de rezolvat să unez piesele la fiecare covoraș care lipsește piesa. Concursul organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României este menit să dezvolte creativitatea preșcolarilor și să identifice copiii cu un IQ ridicat. Este foarte isteață și doresc să-i aflu nivelul de cunoștințe și să pun accent pe a se dezvolta în continuare. Concursurile îi ajută pe copii să-și arate adevăratul potențial, să-și dezvolte creativitatea, sunt stimulante și provocatoare. Concursul Olimpiada Preșcolarilor a ajuns la cea de-a 11-a ediție.